24 de sfaturi pentru adolescenți, partea a doua, să-i dăm drumul. Stabilește-ți principiile. Cei mai mulți adolescenți au probleme de identitate, pentru că majoritatea tinerilor nu au o mapă, o busolă care să-i ghideze în viață. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, necunoscutele devin cunoscute. Viața ta se simplifică, îți găsești un job, îți găsești un loc unde să stai, îți faci o familie. Dar când ești adolescent, nu știi ce carieră vei alege, nu știi unde vei locui, nu știi ce partener ți se potrivește ție. Este prea mult potențial și prea multă incertitudine, prea multe alegeri care trebuie făcute. Libertatea de alegere provoacă anxietate și teamă. De asta foarte mulți oameni aleg să fie conduși decât să-și aleagă propriul destin, pentru că e mai simplu așa. E mai simplu să decidă cineva pentru tine. Dacă te simți pierdut, ai nevoie de niște principii care să te ghideze pentru a-ți simplifica viața. Trebuie să te descoperi și să iei în considerare temperamentul cu care te-ai născut. Principiile ți le stabilești punându-ți întrebări. Întreabă-te: ce activități îmi justifică mie existența? Cu ce oameni mi-aș dori să îmi petrec timpul? Ce părere am eu despre acest subiect? Pentru că principiile ți le stabilești doar cunoscându-te prima dată. Te cunoști punându-ți întrebări și observându-ți comportamentul în timp. Nu căuta să te răzbuni pe oamenii care ți-au greșit. E ușor să faci rău. Ceea ce nu e ușor este să ierți și să treci peste. Răspunzând la rău cu aceeași monedă, tot ce faci este să creezi și mai mult rău, să-l propagi. Oamenii își greșesc și se rănesc mai tot timpul, cu intenție sau fără. Tot ce faci răzbunându-te este să împrăști și mai multă ură. Ridică-te deasupra problemei și deasupra ego-ului tău. Iartă și împrăștie iubire în loc de ură. Înțelege că răzbunarea nu ajută la nimic. Cel mai bine înveți făcând și greșind. Să nu-ți fie teamă de eșecuri și de lecțiile învățate pe calea cea grea. Trebuie să cazi prima dată ca să înveți cum să te ridici și cu fiecare căzătură devii mai puternic, pentru că afli ce greșeli ai făcut pentru ca data viitoare să nu le repeți. Singurele constante în viață sunt schimbarea și eșecul, așa că nu-ți fie teamă de ele. Nu poți avea o prietenie lungă dacă spui ego-ul pe primul loc. Cele mai multe prietenii se termină pentru că e așa de greu să spui îmi pare rău, am greșit. Ori ego-ul te face să crezi că toți ceilalți greșesc, iar tu ai dreptate. Într-o prietenie e nevoie să pui legătura dintre voi pe care ați construit-o în timp mai presus decât propriul tău orgoliu. Învață să iei decizii singur. Când ești copil, ești dependent oarecum de părinți. Ei au deciziile pentru tine, dar vine un timp în care trebuie să te maturizezi, să înveți să iei decizii pe cont propriu. Tu trebuie să alegi ce facultate urmezi, nu părinții. Tu trebuie să alegi ce haine porți, nu mama. Tu alegi în ce oraș locuiești. Tu ți alegi drumul în viață. Nu lăsa pe părinți să decidă pentru tine, chiar dacă e mai ușor să faci asta. De ce să alegi tu și să nu-i lași pe alții să o facă pentru tine? Pentru că dacă vei reuși, va fi în totalitate meritul tău, iar asta îți oferă o satisfacție enormă. Asumarea responsabilității este primul pas către maturitate, plus că la un moment dat părinții tăi nu vor mai fi. Atunci ce vei face? Pe cine te bazezi atunci? Nu vei avea pe cine. Deci cu cât devii propriul tău șef mai repede, cu atât mai bine. Descoperă-ți calitățile cât și defectele. Cunoaște-ți atât calitățile cât și defectele, pentru că le ai pe amândouă, pentru a alege drumul care ți se potrivește cel mai bine ție. Îmbunătățește-ți defectele care se pot schimba, iar pe cele pe care nu le poți schimba, acceptă-le ca fiind elemente care te fac pe tine unic. De asemenea, cunoaște-ți calitățile, ce stârnește acea pasiune în tine, ce-ți place să faci, la ce ești tu bun și folosește-ți aceste calități pe cât poți tu de bine pentru a dezvolta toate planurile majore ale vieții, relațiile, dezvoltarea personală și cariera. Fii atent la cum te prezinți în lume. Să crezi că îți poți atinge țelurile în viață fără ajutorul altor oameni e o mare greșeală, după părerea mea. Felul în care te prezinți în societate determină gradul de respect pe care alți oameni îl au pentru tine. Când comunici cu cineva, ai intenții bune sau tot ce scoți pe gură sunt prostii, minciuni și jigniri? Îți place să te cerți sau, din contră, încerci să menții o relație foarte bună cu cei care îți sunt aproape și chiar să-ți lărgești grupul de prieteni? Ești politicos cu străinii, ai un aspect plăcut. Trebuie să îți pui toate aceste întrebări pentru că răspunsul la ele constituie imaginea pe care tu o ai în ochii celorlalți. Dacă oamenii te privesc într-un mod pozitiv, sunt șanse mai mari să-și dorească să colaboreze cu tine, să vă ajutați reciproc. Iar fără ajutor, nu poți crea lucruri măreți. Investește în tine de tânăr. De ce sunt interesați majoritatea adolescenților? Păi nu sunt interesați de cărți sau de a-și extinde cunoștințele, mai degrabă de petreceri, de câte pungi de semințe mai spar la colțul blocului sau de pariuri sportive. Și probabil o să spui: bă, da, sunt tânăr, lasă-mă să mă distrez, investesc eu mai târziu în mine. Aici ne întoarcem la ce ziceam în videoclipul trecut, adică în prima parte. E vorba de echilibru. Nu zice nimeni să nu te duci cu prietenii la o petrecere ca
să vă distrați, dar nu face asta în fiecare seară. În unele seri poți să dai skip, să zici, bă, eu nu vin în seara asta. În loc să ieși cu ei, poți să citești o carte sau să faci sport sau să îți pui ideile în aplicare. Investește în tine de vreme și o să fii înaintea celorlalți. Îți promit asta. Da, oameni, aceasta a fost a doua parte din seria 24 de sfaturi pentru adolescenți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să distribuiți mai departe. De asemenea, poți avea acces la serverul nostru de Discord apăsând butonul alăturete de mai jos și devenind membru al canalului. Serverul se numește Masa Sfaturilor și încercăm acolo să rezolvăm împreună problemele pe care adolescenții le întâmpină. Și acestea fiind spuse, până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!